Apariția manualelor digitale în învățământul românesc, motiv de laudă al Ministerului Educației, nu își poate atinge însă scopul, atâta timp cât elevii din școlile românești nu le pot folosi. Teoretic am ajuns la un nivel înalt în calitatea actului educațional. Practic, sărăcia bazei materiale din școlile românești va face aceste manuale digitale inutilizabile. O învățătoare care predă la clasa a doua într-o școală din Zalău a declarat pentru Regio TV Transilvania că manualele digitale sunt deosebit de utile, pentru că au aplicații practice prin care poți explica mult mai bine copiilor anumite noțiuni. Totuși, există și inconveniente, deoarece copiii nu au tablete pentru a folosi manualele digitale, iar școala nu poate pune la dispoziția fiecărei clase câte un videoproiector, pentru ca aceste manuale digitale să poată fi folosite la ore. Rămâne în sarcina părinților să scoată bani din buzunar ca să se poată achiziționa câte un videoproiector pentru fiecare clasă. Până atunci, manualele digitale nu își vor atinge scopul pentru care au fost create. Dacă într-o școală de renume din Zalău există astfel de probleme, ne putem imagina ce se întâmplă în școlile de la sate, mult mai slab dotate și unde părinții elevilor au posibilități mai limitate decât la oraș. Cu toate acestea, Ministerul Educației se laudă cu adaptarea învățământului românesc la tendința mondială de utilizare a tehnologiei informației în procesul de predare-învățare. Nu ne rămâne decât să sperăm ca și buzunarele părinților să se adapteze la o tendință mondială în ceea ce privește salariile.